Astăzi a debutat Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași, unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa. Scriitori, traducători, critici literari, librari și jurnaliști culturali participă în cea de-a 11-a ediție a festivalului. Încă de la primele ore ale dimineții au avut loc mai multe evenimente culturale dedicate publicului larg. Timp de 5 zile în cadrul festivalului Filid vor avea loc 10 de evenimente într-o gamă largă de manifestări, întâlniri cu vedete ale scenei literare mondiale, nopți albe ale poeziei și muzicii, ateliere și mese rotunde profesionale, concerte și lecturi. La Liceul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a avut loc un eveniment intitulat Scriitor printre liceeni, unde invitat a fost Ștefania Mihalache, cunoscută prozatoare și poetă. Au fost începuturile, eu atunci scriam poezie, am învățat scriu poezie acolo. Dar cumva când am vrut să debutez, asta era pe la sfârșitul facultății, la primul an 4, scrisesem poeme cam de un volum așa și vreau să aplic cu el, nu știu, se și debuta greu pe vremea aia, că nu erau multe edituri care să investească în autori tineri români. Acum lucrurile în faza de debut arată complet diferit. Am strâns așa, voiam să aplic la un concurs de debut și în momentul în care m-am uitat dată peste ce aș putea să fie prima mea carte, am renunțat să mai scot în lume, pentru că mi s-a vorbit că sună foarte mult ca toți ceilalți care scriau și debutau în perioada aia. Nu erau mulți, dar aveam așa un aer de generație, toată lumea parcă avea același ton. Tânăra prozatoare ne-a mărturisit că este pentru prima oară la Iași în cadrul festivalului Filid și este recunoscătoare tinerilor liceeni care au participat la întâlnire. Da, și pentru mine a fost la fel de entuziasmant ca și pentru ei. Erau mulți, erau, din ce am înțeles, este nou liceul și ei sunt în clasa noua, deci totul era nou. Și pentru mine, într-un fel, a fost foarte drăguț, au pus multe întrebări, chiar foarte bune unele dintre ele. Și mi s-a părut că sunt interesați de literatură și că sunt așa, absorbeau, încercau să absorbă tot ce venea spre ei. Da, la mine Filid e prima dată, dar îl urmăresc de mulți ani. Știu așa din povestite și din chestii postate ce se întâmplă aici și știu că e un loc foarte bun în care realmente literatura trăiește din plin câteva zile. Și de fapt nu numai, că Iași oricum e conectat literar vorbind. Și mă aștept să fie o sărbătoare și cred că așa o să fie. E un pic de vreme, că de-abia am venit ieri și azi deja am avut o activitate și încă nu, abia acum încep să iau pulsul mai îndeaproape, dar vibe-ul e foarte bun. Una dintre cele mai așteptate întâlniri din cadrul festivalului a avut loc astăzi la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași. Zeci de liceeni au venit să-l vadă pe celebrul scriitor Franz Obel, autorul romanului Pluta Meduzei. Ich habe sehr viele Vorurteile über Rumänien gehabt. Straßenhunde, Straßenkinder, Dracula. Das stimmt alles nicht. Für mich ist Rumänien ein bisschen wie Rom, ein bisschen östlicher. Also wie Rumänien ist ca și Roma, doar că la mai la stânga. Mai la est. Und für mich als Schriftsteller ist es ein spannendes Land, weil es ein bisschen anarchistischer ist, ein bisschen offener, ein bisschen skurriler. Vizibil emoționați, tinerii liceeni ne-au mărturisit că au citit romanul și că îl admiră pe celebrul scriitor. Sper să aflu mai mult despre el și am citit o carte de-a lui, Pluta Meduzei, și mi-a plăcut foarte mult. Totuși sunt foarte emoționat legat de întâlnirea de azi. Sper să decurgă totul bine și să fim cu toții mulțumiți. Întâlnirea cu scriitorul austriac, romancier și dramaturg Franz Obel a fost una specială pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Colegiului Național Mihai Eminescu din Iași. Este o întâlnire inedită, întrucât domnul Franz Obel, fiind din Austria și scriind în limba germană, la noi se predă limba germană în regim intensiv, este o oportunitate pentru elevi să
abordeze și altfel decât o facem în fiecare zi la oră, limba germană. Și, totodată, veșnica întrebare ce a vrut să spună autorul, se pare că vom avea ocazia să-i găsim un răspuns astăzi. O mare parte dintre evenimente au avut loc la Casa Filii din Piața Unirii, unde zeci de vizitatori au intrat în contact cu invitații, au cumpărat cărți și au participat la activități. Cred că e prima zi e tot timpul cu cele mai mari emoții, pentru că acum se fac reglajele fine de organizare, pe urmă și intră toată lumea în ritm, vă dați seama, e un mecanism aici cu sute de voluntari, cu invitați care vin mare parte, nu știu, au venit ieri, dar cea mai mare parte vine astăzi. Încă e așa rumoare, dar avem evenimente. Deja m-am întâlnit cu autori, cu Ștefanie Mihalache, care a fost la un liceu și era încântată. De la ora 10 deja sunt evenimente. Franz Obel, un prozator și dramaturg austriac, știu că a avut eveniment. Deja sunt începe de la ora 10. Aici, în Casa Filit, avem două evenimente mari, să zic așa, main event-uri. De la ora 4 avem întâlnire cu doi poeți, cu Dan Sociu, care e foarte cunoscut, unul dintre cei mai cunoscuți poeți contemporani, cred, și cu Augustina Visanu, foarte bună poetă din Republica Moldova. De la ora 18 era Radu Paraschivescu, care cred că nu are nevoie de multe prezentări, și de scriitoare super faină islandeză, Ava Udur Olavsdottir, e cu trei cărți traduse în limba română. Vă dați seama, dacă un autor străin e tradus în limba română, nu l-am tradus noi pentru prima dată, automat mai e tradus în 5-10 limbi măcar și merită să fie citit. Și cu siguranță găsiți câteva evenimente care vă interesează aici sau oriunde în restul Iașului, că nu suntem aici, cartierul general, centrul logistic, să zic așa. Tinerii prezenți astăzi la Casa Filit au mărturisit că au așteptat cu sufletul la gură acest festival și că abia așteaptă să întâlnească pe scriitorilor preferați. E absolut superb. Mi se pare incredibil faptul că putem la noi în țară să facem asta. General cu Eric Emanuel Schmidt. Mi se pare foarte mișto. Am citit Oscar și Tanti Roz. Astă vară și a fost superb. În cadrul evenimentului, tinerii pot participa la Marele Schimb de Cărți, un concept nou în acest an, de unde își pot alege o carte sau două în schimbul altor cărți pe care ei le vor aduce. Aici, la Marele Schimb de Cărți, noi am adunat o grămadă de cărți și intenționăm și ne dorim ca ele să circule în comunitate, pentru ca lectura să fie la îndemâna tuturor. Și regulile la Marele Schimb de Cărți sunt că poți să vii cu o carte sau cu două, cărți pe care le-ai iubit și pe care îți dorești să le faci să circule în comunitate, cărți care se află în condiții bune, astfel încât să poată fi citite cu drag și de alt cineva, și poți să-ți alegi de la raftul cu Marele Schimb de Cărți două cărți în loc cu care să pleci acasă. Este maniera prin care noi promovăm cititul. Nu e singura, dar este cea cu care suntem prezenți acum aici. Sunt entuziasmați tinerii, liceenii, au venit sau îi așteptați? Au venit, am fost surprinsă să-i văd venind în număr atât de mare și atât de vreme, chiar în prima zi de filii, de la prima oră au fost prezenți, au perindat o grămadă de adolescenți și de adulți. Și au fost extrem de încântați, ne-au făcut promisiuni, ne-au spus că ne ducem acasă să ne aducem o carte sau două și ne întoarcem înapoi, venim, ne vedem după amiază. Noi vom fi prezenți aici până duminică, deci este timp, nu e o grabă, dar așteptăm pe toată lumea în număr cât mai mare. Organizatorii spun că prima zi este una la fel de specială ca și celelalte și așteaptă cu nerăbdare un număr tot mai mare de persoane pasionate de literatură. Prima zi a debutat în forță, cu foarte multă energie bună, cu multe evenimente și ateliere pentru tineri, prin tot orașul și mai ales în Casa Filit. Avem foarte multe ateliere și evenimente interactive care îi pun pe cei din public să interacționeze în mod direct cu invitații, dar și cu niște creații pe care le vor realiza. Bineînțeles, avem evenimente la Casa Copilăriei, la Casa Fantasy, deja consacrate, întâlniri în Casa Filit cu poeți și prozatori și seara va culmina cu întâlnirea cu scriitoarea Ghiuzelia Hina, o scriitoare foarte îndrăgită
mereu aflată în topurile de vânzări din România ultimilor ani. Manifestările din cadrul zilei de azi vor continua până seara la ora 22.